Wow, wow, ce gustare. Ia uite aici, uite aici cum se rupe. Dacă respecti rețeta și nu ți-ai să-ți trimit ingredientele la tine, în bucătărie. Un mac pe 500. Această rețetă este sponsorizată de Alevia, cu al său produs Enzyme Digest, formulă inovatoare și complexă pentru o digestie sănătoasă. Conține pancreatină în doză mare, 9 enzimi digestive naturale, extract de bilă bovină și ghimbir pentru buna funcționare a sistemului digestiv. Dragii mei pofticioși, ia cătă-mă, ăsta e rățoiul Emei. Dacă află că ajunge pe varză, e bine, nu știu dacă o să o mănânce, dar am să-i spun că-i pui. Sper să o păcălesc. Așa că în cele ce urmează, dragii mei pofticioși, asta am să pregătesc. Rață pe varză, în stil Chef Paul Constantin, iar ce am aici în față găsiți și acolo jos în descriere. Dacă nu, aveți un link care vă va duce către site-ul meu chefpaulconstantin.ro, unde veți găsi această rețetă cu ingrediente, cu mod de preparare, să știți și voi ce aveți de făcut, să vă iasă ceea ce trebuie. Acum, hai la treabă să-ți arăt cât de ușor se face rața pe varză. Hai să ne apucăm de treabă. Dragii mei, am aici varza pe care am clătit-o în vreo 2-3 ape reci, am stors-o bine de excesul de apă și am tocat-o mărunțel. Fâșiuțe, fideluțe, feliuțe, cum vreți voi. Am să o pun în tavă, deocamdată, că aici e locul cel mai mare. Apoi, peste vărzuca asta, am să pun niscaiva piper, ca o linguriță rasă de piper. Am să pun boia dulce, nu foarte multă, ci undeva la o linguriță. Am să pun ca 100 și vreo 20 de mililitri de ulei, ulei de floarea soarelui. Am să pun cei doi ardei capia tocați, uite, în genul acesta, cubulețe, îi pun și pe ăștia. Dacă ai totul pregătit, treaba e simplă. Ar trebui să ai și tu un Constantin lângă tine să te ajute. Peste am să pun o conservă de roșii decojite și mărunțite. Ia cătă asta. Așa că ce rămâne de făcut decât să mai dai drumul la puțin cimbru. Ia cătă asta. Strânge așa puțin. Să se ducă ca o linguriță bună de cimbru și acum toată șmecheria asta iei și o amesteci. Cu grijă să nu dai pe jos, că altfel te strânge de gât draga ta soție, prietenă, amantă, bunică, nevastă sau ce-i mai avea tu. Asta în care partea masculină s-a gândit să facă rață pe varză. Dacă sunt cu doamnele, atunci treaba e mai simplă. Doamnele sunt mai serioase așa o leacă. Și mă înțeleg de grabă despre ce-i vorba. Sare, după cum vezi, n-am mai pus deloc pentru că varza conține deja sare și nu mai pui. Așa era să fie cei mai important. Ceapa. Obligatoriu trebuie să pui și ceapă ca să cape de gustul ăla bun de varză călită. Așa că două cepe mărișoare, tocate mărunțel, le dai drumul în tavă și continui să amesteci. Câteva clipi mai încolo. Ia câtă varza. Am făcut așa un cuibușor în tavă și am mai salvat un pic. Aici. Am să iau frumos rățușca, o așez în tavă și o îndop. Pentru ultima oară iau și o îndop, că după aia mă îndop eu cu rățușca asta. Așa că, strecor în interior, varză, varză cu bunătăți. Și în felul ăsta fac și rață umplută. Cine s-o fi gândit la așa ceva? Ei bine, Constantin. Pentru puțin caracter, înfing și un ardei, uite, în interior. Un aici. Dau rățușca pe deasupra cu puțin ulei, cât să mă asigur că va fi treaba bună și nu va ieși uscată. Ulei de măsline am la îndemână, de asta am să pun. Protocoale de piper, că acum stă foarte bine piperul pe rață. Sare de salină de asta de-a noastră, pentru murături, dacă vrei, dacă nu, nu pui de asta. Dai bine pe rățușcă că rața nu are sare. O crenguță de cimbru așa pe deasupra. Hârtie de copt, două cât am să folosesc. Și folie de aluminiu, tot două bucăți, sau mai bine spus, o să o pun în două. Hârtia de copt o folosesc ca să nu intre folia de aluminiu în contact cu carnea. O pun așa pe deasupra și fac un fel de capac. Dragii mei, rățușca la cuptor la vreo 170-180 de grade. Căldură de jos și de sus pe rândul de mijloc și las acolo să stea. Să stea vreo 3-4 ceasuri la foc mărunțel, până când simt miros de rață pe varză. Da, asta e șmecheria. Așa că am plecat cu ea, dragii mei pofticioși, și ne vedem în vreo 3-4 ceasuri. Oricum, stai liniștit, am să-ți comunic exact timpul cât a stat rățușca asta, să știi și tu ce ai de făcut, ca să-ți iasă ceea ce trebuie. Am plecat cu ea și ne vedem de grabă. Ce bine o să arate!
cât faimoasa rață pe varză se face la cuptor, eu îți mai spun câte ceva despre enzim digest. Susține sănătatea digestivă și ajută la metabolizarea zahărului din sânge. Iar extractul de bilă bovină ușurează digestia grăsimilor, stimulând activitatea enzimilor digestive. Enzim digest Alevia se recomandă pentru cei cu digestie dificilă, pentru cei care au stare de balonare după servirea mesei, reduce senzația de greutate sau disconfort după mese. Se administrează o capsulă în timpul mesei sau după masă la adulți și copii peste 6 ani. Un produs 100% natural, un produs 100% românesc. Deschid cuptorul și scot afară. Ia să vedem cum arată. Ia uite rățușca, are 3 ore de când stă la cuptor. O mai lăsăm o oră neacoperită. O leacă mai încolo decât 3 minute. Dragilor, ia câtă rățoiul. L-am lăsat nici mai mult, nici mai puțin de 5 ore la cuptor. Da, mi-am dat seama că e rățoi și nu rață și s-a făcut mai greluț. Dar nu e nicio problemă. E moale, delicios și abia așteaptă să fie savurat. Așa că în cele ce urmează, dragii mei pofticioși, pregătesc cele de trebuință și ne apucăm de degustat. Chiar dacă e o cină târzie, o rezolvăm. O rezolvăm fără nicio problemă. Mâncăm rață că nu suntem pretențioși. Hai să pun și un pic pe farfurie să degust alături de voi, să vă spun dacă e ce trebuie sau nu. Și ia să tai așa din pieptișorul acesta. Așa. Și puțină vărzuc. Ia să iau de aici și direct la centru de comandă. Nu-i dădeam șanse să se facă, dar ia uite aici. Uite aici cum se rupe. Ia uite. E ceea ce trebuie. Și da, are sare cât trebuie. S-a făcut exact cum trebuia să se facă. Și chiar sunt încântat de rezultat. Ia să văd și cu varză cum e. Dragilor, rață pe varză. Cum avea să iasă altfel decât bun? Un deliciu. Iar pe giga asta crocantă, cu siguranță e de milioane. Wow, ce gustare. E de zile mari. E gustoasă din calea afară și cu siguranță a contat și umplutura. Faptul că a stat cu varza aceea pe interior, e bine, nu a permis raței să se usuce. Și cât se poate de suculentă și gustoasă. E la perfecție, nu alta. Dragii mei, un mac pe cinste. E bine, dacă ți-a plăcut rețeta aceasta de rață pe varză, să știi că Enzim Digest te poate ajuta. Și asta nu numai în prag de sărbătoare, nu numai la Crăciun și la Paști. Se întâmplă de multe ori să depășim limita și în viața de zi cu zi. Așa că nu uita, Enzim Digest atunci când ai probleme cu digestia. Am să închei aici. Efectul se vede, te lingi pe degete, nu alta. Închei aici până ați mulțumit că m-ai urmărit până la final, că ai fost alături de mine ca de fiecare dată, că îți plac rețetele mele, că îmi dai cu like, cu share, cu comentarii, că mă apreciezi prin pagina de Facebook, că mă urmărești pe TikTok și Instagram, că te abonezi la canalul meu de YouTube și mai mult decât atât că mă vizitezi pe chefpaulconstantin.ro, acolo unde rețetele precum rățușca asta minunată sunt trecute cu ingrediente, cu mod de preparare, să-ți vină ușor să-ți iasă ceea ce trebuie. Iar până data viitoare, când ne vor vedea cu o rețetă super, super delicioasă, rămâi flămând de amintiri mereu pozicios cu gândul la bunătatea asta de rățușcă. Eu te-am pupat, te-am îmbrățișat și să ne auzim sănătoși data viitoare. Pa, pa și toate cele bune! Hai că abia acum începe treaba. Ia să mai iau o bucățică de piept până ajung dincolo. E chiar șmecherie, nu alta. Și moale de numai.